Treceți batiloanele române, calpaci, alme cu funze și flori. Ne așteaptă izbânda, ne așteaptă și faci cu inima atecător. Militarii mureșeni au marcat 71 de ani de la eliberarea Transilvaniei de Nord de sub ocupația hortistă și nazistă. Armata României a luat ființă, s-a transformat și a dăinuit în timp, depășind obstacolele care păreau de neîntrecut, având ca temelie de neclintit devotamentul, curajul, cinstea și mândria, puterea de muncă și de sacrificiu a bravului ostaș român. Mi-ar plăcea mult de tot ca populația să devină activă cu un spirit civic demn de ceea ce înseamnă a apăra valorile noastre și dacă unii nu știu să o facă cel mai bun acestui popor. Valorile lui se iasă în față, pentru că doar așa cred că vom reuși să fim la înălțimea eroismului și a sacrificiului pe care Armata Română a dus-o de-a lungul timpului. Prin semnificația sa, Ziua Armatei readuce în memoria noastră faptele de arme ale bravilor veterani de război și ale eroilor căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea ființei naționaliste și a gliei strămoșești. Ziua Armatei nu este o zi a unei instituții, este ziua ostașului român. O zi a ostașului român care își propune să omagieze curajul. Armata este formată din luptători, oameni tineri și curajoși, pregătiți de sacrificiul suprem acceptat de la sine. Studenții de la medicina militară se numără și ei printre acești eroi, depunându-și jurământul în cadrul grandiosului eveniment de la Târgu Mureș. Cinstim cu prețuire și respect memoria eroilor căzuți la datorie, intrate de operații și suntem alături de familiile acestora, pe care le asigurăm încă o dată de sprijinul nostru. Gânduri bune și urări de sănătate transmit și militarilor răniți în misiunile executate în aceste operații, teate de operații. Curajul și spiritul lor de sacrificiu îi inspiră, îi întăresc pe toți cei care au ales să servească patria în uniforma oștirii române. Târgu Mureșenii au putut să vadă cum arată armamentul folosit de soldații români, iar copiii au fost mai mult decât încântați să se joace pe vehiculele blindate. În ce mașină te-ai urcat de aici? În toate. Și cum ți s-a părut? Frumos. Ce crezi că face un militar? Nu știu. Da, ajută oamenii. Cum ți s-a părut? Bine. Da. Îți place uniforma de militar? Da. Unitatea și libertatea poporului român nu poate fi posibilă fără Armata Română. Ei și-au dedicat viața acestor idealuri nobile.